Facebook acolo unde oamenii ne trimit uh, mesaj, acum uh, știu că ce am spus mai devreme, o să fie un pic, uh, uh, știu, un pic controversat, așa, dat fiind că am uh, am uh, ranchiunea asta pe, pe City. Lyon 4+, plus, ne scrie cineva 3, lejer să dau. Ne scrie un alt telespectator. Eu zic că vor fi goluri în, în această partidă. Așadar, se așteaptă la uh, trei spectatori la un meci disputat. Uh, uh, solist, clar, plus 2,5 sigur, ne scrie un alt uh, telespectator. Lyon City 2 și ambele marchează. La Lyon nu vor fi 0-2 goluri, ne scrie Irina Gavrilă, telespectatoarea noastră pe a cărei intuiție mizăm și noi. Lyon, pauză sau final 1. City marchează cel puțin 2 goluri. Lyon City peste 3,5 goluri, cota 2. Bună observația telespectatorului nostru. Nu știu dacă este așa, dar oricum cota e bună. Ar trebui să ne punem un pic pe gânduri această cotă cam mare, spun eu, pentru că probabil, da, n ar fi exclus un 1 la 1 după ce City conduce cu 1 la 0 sau ceva de genul ăsta. Cred că Lion se va impune din nou în fața lui City, iată că sunt mulți oameni care merg pe City nu câștigă. lyon City X2, City pauză final, abia ce Concluzionasem. Ce mai avem aici? Răzbunarea lui Guardiola, Lyon City 4, Plus să fie răzbunarea lui Guardiola? Sabin? Da, ei, cred, că, cred că eu, eu merg pe mâna lui City și să mai spun o chestie. Am visat încă de săptămâna trecută că City va câștiga această partidă cu 3 la 1. Evident, am pariat scorul. avem mm. și o cotă bună pentru această variantă, 2,50. Cred că City va. Și chiar se va impune în handicap Și apropo de cei care Ne spun că Cum ne permitem că îl jignim pe, pe da. Guardiola Exact cum se întâmplă Ești fan din Dinamon, ești fan pe GTB, Ești fan uh, Liverpool, ești fan Everton Ești fan uh, Mai știu ha. Ești... Ha. Noi avem uh, Datoria noastră datoria noastră și avem sensibilitățile noastre, cum era acea, acea vorbă. Nu ne place de pe coarde. Eu la, nu -mi place, mie personal, eu urăsc PSG-ul, o echipă pe care și nu că împărtășesc aceeași opinie cu... Da, mai e o chestie, Sabine, dacă nu spune nimeni lucrul asta, pentru că, uite, dacă la Digi, nu știu cum să-și mai ceară scuză de fiecare dată când e posibil să se interpreteze în un fel ceea ce zic ei acolo, știi? Da, nu, dacă da, toată lumea ar merge așa după litera asta a eu știu, nici nu poți să zici corectitudine, pentru că nu e corectitudine. Da, și să nu te de City, să nu te de Real, că-s dopația sau mai știu eu ce. Până la urmă, cred că pariorul n-ar fi uh, sprijinit în demersul lui și anume de a încerca să nu și piardă bănuții pe care i-a strâns cu greu. Hai să mergem mai departe. Ai ca Atena, Ajax, Amsterdam. Ce jucăm aici? X2 25 goluri la o cotă de 1,56. Calcul calcule simple pentru Ajax indiferent de rezultatul de aici, lăncierii merg mai departe, dacă Benfica nu câștigă la Bayern. Cu alte cuvinte, aia este în faza următoare a competiției. Poate să joace ce știa mai bine, poate să juca deschis, mai ales care și cu cine aia Catena o formație de, de bătut. Bayern fi Benfica, două ponturi, 1 și 26 goluri, meci cota 1.48 și gol în ambele reprise cota 1.44. Bayern nu joacă mare lucru în această perioadă, asta se întâmplă când vrei să rămâi la un nivel world class fără a mai investi în echipă, sunt și absente, dar uh, chiar și în aceste condiții uh, Bayern are o clasă pe, pe, uh, pe Benfica, după care pierde și în campionat cu, cu frații de pe la Istoril, mai sunt câteva echipe acolo. Apropo, ne și cota 2 de azi, suntem uh, pe drumul cel bun. Hoffenheim, Schachter, ambele marchează cota 1.44, pare ceva mai simplu. Uh, e și un meci în care remiza nu avantajează pe absolut nimeni, din potrivă, le pe ambele. Lyon are un mic avans acolo în, uh, peste cele două șase puncte, Hofe are uh, trei și uh, doar două. Se zice că Moscova victoria viitor uh, meciul din, uh, al doilea meci din grupa cu Roma și Real, 1,5 peste 1,5 goluri, cota 1,62 și peste 2,5 cantonașe la o cotă de 1,75. E clar, Pluzen nu și imagina că va reuși prea multe în această grupă, dar e chestia aia, să joci în Liga Campionilor, sunt și bănuții care uh, sunt puși la mijloc pentru, pentru acest tip de echipe plus de Steaua Roșie, Bebre, așa mai departe Aie Catena uh, sunt meciuri tari, indiferent dacă mai au sau nu șanse în competiție, dar CSKA Moscova este CSKA Moscova, să nu uităm chiar pe Real Madrid pe care propriu. Aș mai avea Eu o precizare vreau. la Hoffenheim cu Shakhtyur, Sabin, da. Hoffenheim e o echipă care, în meciurile căreia se marchează foarte multe goluri și dat fiind și caracterul ăsta al, uh, <coughs> extrem de important al partidei, pentru că dacă, spre exemplu, City ar bate-o pe Lyon, atunci uh, Hoffenheim cu victorie, ar uh, urca la egalitate cu Lyon, 6 puncte. Uh, eu cred că am putea avea 1 și peste 2,5 goluri sau 1 și ambele marchează, așa cum uh, am spus și noi. Okay. Peripeția din weekend uh, cu meciul de la Berlin cu Hertha, nu? 3-3? Da. Cred că este da, spune da, multe. Da. da. varianta. Juventus Valencia 1 1 cota 1-44. Juventus se putea califica de luna trecută, nu s-a întâmplat, nu cred că va risca... Dar bine, Juventus nici United nu a riscat absolut nimic, din lucrurile păreau normale, mergeau pe, în direcția pe care toată lumea o anticipa, Juventus peste United, măcar din punct de vedere al organizării și al chefului chef de fotbal. Aș Dar mai fata... propune aici un, un pont, Sabine. Douglas Costa, într-o formă absolut fabuloasă în weekend, l-aș vedea marcând. Da, sau Douglas Costa pasă de gol sau gol marcat pentru că este un jucător important acolo în față. Emre uh, și Chedira sunt uh, singurii care vor absenta la Juventus, singurii care nici nu, e clar că vor fi din tribune. În rest, uh, uh, Juventus în formula standard, Valencia ok, dar Valencia e o echipă cu, cu destul de necazuri și în campionat nu, nu, nu se leagă lucrurile acolo. Nu mai are not Valencia, să fim serioși, poate mai are bani, dar nu mai are în momentul ăsta. United, Young Boys, Berna, unul cu handicap, minus 15 goluri, cota 1.80 și 2-4 goluri în meci, cota 1-45. Să nu ne lăsăm uh, duși în eroare de ce face United în cazul că o vedem în Liga Campionilor, are un alt, uh, joacă altceva, sau meciurile foarte importante, joacă altceva, cu Ian -Berna. deși adversarul este unul uh, dintr-o altă lume fotbalistică, este o partidă importantă pentru că îi poate aduce lui United calificarea în obținerea Ligii Campionilor, o performanță pe care United se întâlnește mai rar de când uh, Alex Ferguson a plecat de la, de la Club nici măcar în nu, nu, nu reușește să o, să o readucă pe United în prim planul fotbalului mondial. Corect, și eu o să-ți mai propun ceva. Sabin, mai avem în Lyon cu City 3-6 goluri în meci. Eu nu știu dacă vrei să adaugi ceva la acest pariu. Nu, no, ok. okay. Um, uite, din partidele pe care bănesc că le-ai în fața acum, uh, programate mâine în Liga Campionilor, dacă ar fi să-și 25 2-5 goluri pe un bilet, uh, ce meciuri ți-ar uh, sură de Ce, ce ți-ar face cu ochiul? aș lua așa, aș lua uh, la Lyon cu City, aș lua 2-5 goluri, Juventus, Valencia, Hoffenheim și Actior, Bayern, Benfica, absolut ridicolă uh, defensiva uh, lui Bayern și asta ar fi cele patru de bază de la care aș porni, la care cred eu că sunt șanse mari să iasă 2-5 goluri. Mai e ceva de completat? tot Așa un așa United-Young Boys-Bernard Young Boys, 2-4 sau chiar 2-3 goluri. Bine, 2-5 e clar că dacă dau 2-3, 2-4, 2-5 e clar. Eu cred că va fi un 2-3-0 pentru United. Nu cred că se va duce rezultatul mai sus. Deci cam astea 5 ar fi. Roma cu Real la băga în categoria 25 goluri? E de peste 1,5 goluri. Zic eu, Cu toate meciurile pare 25 goluri cele de mâine, pentru că fiecare partid are o anumită miză, dar uh, cu siguranță că vom avea o un Olanda și să ne ferim de un rezultat cu, cu, goluri multe. Cine știe de unde pică, dar eu cred că selecția care am avut-o noi uh, acum, cred, cred, că este, poate fi utilă pariorilor. Îmi place pariul ăsta 25 goluri. Da, da, e un pariu bun și e cotă bună. Eu sunt nebunit pe 2-4 goluri, pentru că e cam tot... Deci, de o marjă enormă rezultatului final. În afară de meciul pariu... la care în 4-1 sau 3-2. Da, meciul la care în minutul 15 e deja 2-1 pentru una dintre formate. Exact. Și... Sunt de acord cu tine. Bun, mergem mai departe. Haideți să vedem super cotele un pont pe zi. Și ceva cote mai mari, nu? Dacă la uh, partida lui uh, City cu, uh, uh, cu... Stai că am uitat cu cine joacă. La uh, Leon. La Lyon, așa. Uh, dacă la Lyon cu City am zis doi pauze X final sau X final, l-aș încerca, da? Sunt cote mari. X final are 5-25, o să vă zic și cât doi pauze X final. Sabin, ce sugerezi tu să mai adăugăm? Uite, la TSEC moscova fost putem paria pe un X pauză. Poate un X cu goluri la pauză. Eu cred că pluge va marca acolo. E prea sunt prea disproporționate aceste cote. Cred că am este o echipă peste gruparea cehă, dar nu chiar atât de, de sus. Hoffenheim și Acțior, ambele marchează repriză secundă, cota 2.50 și Juventus Valencia, gazele că să câștige la exact un gol acest meci pentru o cotă de 3,55. Să știi că doi pauze x finale are o cotă între 15 și 18,25. Așadar, dacă ar fi să iasă pontul ăsta, nu știu dacă o să iasă, acum zic și eu că poate iese, dar e greu să iasă, evident, dar dacă are și, am prinde o cotă de cel puțin 15, ceea ce nu e deloc rău. Sperăm și noi acum că tot se apropie sărbătorile. Mergem mai departe și vedem, revenim pe pământ să spunem așa, o cotă de 2 și 10. Sabin e foarte inspirat la bilețelele astea și să știți că meritul 100%, mai să zic 99% e lui Sabin de fiecare dată cu astfel de uh, idei uh, extrem de inspirate, spune eu. Uh, Sabin, ce ai ales din uh, oferta de mâine? Trei variante cât se poate de simple, ca de obicei, United Young Boys Berna, ca de obicei spun, dar de fiecare dată sau tot timpul sunt cu emoții pentru fiecare pont selectat, pentru că ăsta este fotbalul pariezi. Manchester United câștigă cel puțin o repriză și se termină 0 la 0 și te enervezi. Manchester United Young Boys Berna 1 solid contra 1-25 și mica campionă de data asta. Lucrurile a spus vor altfel. Iar la partidele Hoffenheim, Shakhtar și Arte Roma Real Madrid, 26 goluri din meci. Primul pariu are cota 1.25, cel de la Real are cota 1.33. Ar fi teoretic cu cel de Roma Real un meci care se poate duce în 7-8 goluri. Teoretic, practic, îți dai seama, este foarte complicat. Cota 2 și 10 pentru acest bilet. Și vreau să-ți mai spun ceva, biletul de astăzi a ieșit și el câștigător. 10 corneri au fost în total la Uh, partida din, uh, din uh, Anglia, Brighton cu cine era cu Newcastle. Da, a fost uh, da. sau la rând Newcastle. Burnley, pardon, cu Newcastle. Da, incredibil. Uh, total neașteptat așteptat, uh, chiar sunt curios să văd rezumatul. eram aici, n-am putut să vedem meciul, dar uh, sunt curios cum de au reușit să câștige și meciul ăsta. Mi se pare absolut incredibil, pentru că au o echipă foarte, foarte, foarte slabă. Mergem mai departe, trecem și restul ofertei în revista. În sfârșit, mâine avem o zi multe meciuri, avem ce paria. Hai să vedem, Sabin, și -ți mai citești și eu din comentariile telespectatorilor. Ok, Championship, trei partide, avem inclusiv hal 9-5-12-1.50, goluri, cota din nou, mă, mă laud uh, cu ceea ce spuneam despre Norwich, că nu este echipă de uh, locurile 14-15, cum era după 5-6 etape, și uite acum este pe, pe locul tri, are 6 victorii legate. Cupa Ligii Leicester-Southampton, 1 cu cota 1-95, se stabilește ultima sfert finalistă și adversarea lui Manchester City, uh, cu Paligii, știm, este o întrecere care ajunge de la final, pe la sfârșitul lui februarie se joacă uh, finala. Ligue 1, Latin cu Bradford, gaze peste 1,5 goluri. Sander în barte, ambele marchează, cota 1,75. Încă un pont din National League, Salford, Haro, Gate gol în ambele reprize, la o cotă de 1,64. Și evident, hockey în final, din Norvegia, prima ligă, și din Rusia, ca e cel Vladivostok cu Sochi, gazdele peste 1,5 goluri, cota 1,53. Da, mă uitam aici la, uh, mă uitam aici la comentarii uh, și cineva ne spune un bilet extrem de simplu pentru... Ne dă un bilet extrem de simplu, ia să-l vedem că nu-l mai găsesc. Uh, cel mai simplu bilet ne scrie Petre Boteanul, salutăm uh, pe telespectatorul nostru. AEK 26 goluri, Bayern 1, United 1, Juventus 0-3, Dortmund 1 solist, City 3 plus Roma, ambele marchează, Hoffenheim, pauză sau final 1. Sunt multe meciuri și când sunt multe meciuri deja nu mai e chiar atât de simplu, dar oricum e de interesant bilețelul. Pe mâine seară, prieteni, o noapte liniștită, baftă la pariuri.